Următorul punct pe care vreau să vi-l aduc la conștiință este că tot în aceste 13 zile am reușit să merg în vizită și în a mă pune la punct cu problemele atât în cele două spitale, cât și în celelalte instituții care aparțin de primărie. Iar în discuția pe care am avut-o cu doamna director de la Spitalul Gorila, am constatat că a fost un SFU depus tot la CNI, consolidare, extindere, recompartimentare și modernizare pavilionele 1, 2, 3, 4, 5, 6 la Spitalul de Psihiatrie Gorila. SFU a fost depus în decembrie 2019. Inclusiv astăzi am fost la CNI și am sunat-o pe doamna director de acolo, pentru că trebuie făcute niște completări la documentația pe care a depus-o, urmând, fiind pe lista de sinteză, urmând să intre în comisia tehnică din cadrul CNI-ului și, bineînțeles, pe ultimul pas, de a ieși ordinul de ministru.